Valul de spargeri continuă în cartierul Ploieștean Mitică Apostol. Terorizați de hoți care au luat cu asalt cartierul în ultima perioadă, locuitorii din Mitică Apostol au avut parte de ultima spargere a hoților chiar luni. Diferite surse spun că ar fi vorba de patru minori de etnie romă care au intrat într-o casă peste proprietari și care au reușit să îi pună pe fugă. Totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 10, oamenii au sunat imediat la poliție, iar cercetările sunt în derulare. Incidentul, mai ales produs în plină zi, a stârnit din nou revoltă printre locuitorii cartierului. Aceștia reclamă faptul că poliția națională este inexistentă în zonă, iar în Mitica Apostol patrulează un singur echipaj al poliției locale care nu face față situației, după cum o demonstrează și evenimentul de luni dimineață.